Salutare, oameni buni! Pentru astăzi, ziua de luni, o să fac un bilet la pariuri. Pe biletul de ieri am avut un bilet câștigător. Am avut pe Dortmund Leverkusen GG, FCSB Craiova să marcheze FCSB două goluri. Aici am avut un pic de șansă, am vrut să pun unul solist. În ultima clipă m-am răzgândit și am pus FCSB marchează 2 plus, a fost 2 la 2. Și Juventus am jucat 2 plus goluri în meci, a fost 2-0 pentru Juventus și aici un pic la limită. Deci a ieșit biletul acesta, cotă 2,90. Azi avem un meci din România, Botoșan cu Dinamo. Botoșan evident mult mai bună. E pe locul 3, e pe loc de play-off, Dinamo este pe o poziție foarte proastă, e pe penultima poziție, șansele lor la salvare, dacă e să se joace doar pe teren și dacă nu intră iar în insolvență și în faliment vreo alte 2-3 echipe din fața lor, cred că Dinamo nu se va salva. FC Botoșan are două victorii și două egaluri în ultimele 4 meciuri de campionat. Dinamo are aproape numai înfrângeri. Înfrângerea și acum ultima partidă cu FCSB 0-3 a avut înfrângere și la Argeș 1-2 în cele două meciuri din anul ăsta, deci Dinamo foarte slabă. Dinamo a avut doar o victorie în ultimele 10 meciuri cu Chindia în 13-12 și a mai avut un egal cu Craiova în 1948. În rest, aproape numai înfrângeri. 48 de goluri primite, este cea mai slabă defensivă, dar totuși și Dinamo cred că se vor motiva, se vor voie de puncte multe, ar trebui să se ducă să caute victoria. Botoșan pe locul 4, deci voi juca unul solist la 1.70. Pe Botoșan, un meci din Portugalia, Tondela cu Benfica. Benfica a avut două meciuri slabe în ultima perioadă, a pierdut cu Sporting 1-3, a pierdut și în ultima etapă trecută 1-2 cu Gil Vicente, a pierdut Benfica. Ăștia de la Tondela au avut două egaluri, 1-1, 2-2 cu Santa Clara, o înfrângere 2-3 cu Vizela, un 2-1 cu Portimonense, o victorie. Victorie și 2 egaluri și o înfrângere. Cu minus 12 gol averaj, deci destul de slabă. În meciurile directe ea cam bătut Benfica de fiecare dată. 2-5 goluri la acest meci, la cotă de 1.32. 2-5 goluri. Și voi mai adăuga încă un meci din tenis, turneul de la Buenos Aires din Argentina. Hugo Delien, un jucător obișnuit cu zgura, foarte bun. Joacă cu Fernando Verdasco. Verdasco deja 37-38 de ani, nu mai este deloc în forma debutul acestui an. A pierdut cu Cașin, cu Sebastian Baez. De Lyon are două victorii cu Giannis și cu Seibu Fald în calificări. Vine într-o formă bună, eu voi juca unul pe De Lyon la 1.35. Din aceste trei cote, biletul are o cotă de 3.03. Asta ar fi biletul meu pentru azi. Mersi de atenție, baftă la pariuri!